Domnilor, bine ați venit! Vă mulțumesc că sunteți aici. Înainte de a începe, aș dori să spun câteva lucruri despre voi pentru colegii de sector care ne urmăresc în acest moment și voi începe în aceeași ordine, voi proceda. Costel este pasionat de proiecte IT și de proiecte sociale. La Organizația Umanitară Concordia, misiunea muncii sale este să asigure un mediu de lucru sigur pentru colegii săi, dar și ușor de utilizat de către aceștia. Și crede cu tărie că misiunea unui sistem IT este să-i ajute pe oameni să fie mai buni. Ciprian este doctor în biologie și expert în cartografierea speciilor de amfibieni și de reptile din România. În 2001 a fondat proiectul Harta Verde din România, care face parte dintr-un proiect global prezent în 65 de țări. Green Map se numește proiectul global, ce își propune promovarea dezvoltării durabile prin hărți verzi și simboluri unice. Iar Gabriel este întâi de toate pasionat de sport, așa cum spune el, este alergător, galantom, antreprenor și organizator de evenimente. Gabriel, printre numeroasele pălării pe care le poartă, este unul dintre fondatorii platformei de fundraising online, galantom.ro, platformă pe care cred că o cunoaștem cu toții și care în ultimii 10 ani a reușit să strângă fonduri de peste 25 de milioane de lei de la oameni de bine din comunitate, care astfel, prin activitățile, acțiunile și proiectele lor, au reușit să sprijine cauze și organizații în care cred. Toți sunt prieteni cu vechime ai Asociației TechSoup. Domnilor, bine ați venit! Încă o dată mi exprim bucuria de a vă avea alături în numele tuturor colegilor mei. Haideți să începem cu o scurtă prezentare a organizațiilor voastre. Eu am spus câteva cuvinte despre voi. Și ne-ar ajuta pe și i-ar ajuta pe toți cei prezenți să știe câteva lucruri și despre organizațiile voastre. Și când spun asta, mă refer la misiune, poate la dimensiunea echipelor în care lucrați, cartea de vizită a organizațiilor voastre. Și eu o să încep în aceeași ordine, dar o să vă rog să nu o păstrăm pe parcursul sesiunii noastre. Costel. Bine te-am Mulțumesc! găsit, Gabriela. Mulțumesc de prezentare. Bine v-am găsit, Gabriel și Ciprian, pentru că, într-adevăr, noi ne cunoaștem și bine i-am găsit pe participanții la întâlnirea pe care ați organizat-o. Despre Concordia, sunt sigur că mulți cunoașteți câte ceva. Este o organizație umanitară mare de la noi din România, dar prezentă și în Republica Moldova, este prezentă în Bulgaria, în Kosovo și bineînțeles în țările din vestul Europei, Austria, Germania și Elveția. Proiecte sociale pentru tineri, proiecte sociale pentru copii, pentru familii, pentru comunități. Nu o să dau foarte multe detalii despre organizație acum, pentru că timpul este limitat, dar cei interesați sunt sigur că vor intra pe website-ul nostru și vor afla mai multe despre proiectele noastre în derulare. Sunt multe, frumoase, vă spun sincer că din acest motiv lucrez eu pentru ei, pentru că au proiecte deosebite. Vă las curiozitatea să le descoperiți pe website-ul nostru. Cum lucrăm? Mulțumim, Costel. În echipa din România suntem pe IT, de exemplu, două persoane, iar noi deservim un număr de peste 150 de angajați. La nivel internațional, numărul nostru de utilizatori depășește 400. Așa că putem fi considerată o organizație relativ mare, medie spre mare. Așa că și provocările sunt pe măsură. Dar atât pentru moment, aș zice, ca să nu iau prea mult din timpul alocat. Îți mulțumesc, Costel. Ciprian, ai legătura. Bună ziua tuturor celor prezenți. Sper că mă auziți bine. Organizația Harta Verde s-a născut din dorința de a oferi
să zic, o cale în dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale în România și de a promova harta verde la nivelul României, dar și la nivel european. Experiența mea a plecat înainte de a fi cartograf sau biolog. Chiar credeam că voi urma o carieră în IT. A plecat de la un hobby și aproape că se transforma în profesie. După care am avut o turnură rapidă, brusc, către biologie și geografie. Trecând prin mai multe organizații, înaintea Harta Verde, dar și în timpul conducerii asociației proprii cu doi colegi fondatori. De aceea, în Harta Verde, care și-a propus ca misiune promovarea valorificării durabile a patrimoniului natural, urmărind ca scop dezvoltarea durabilă a societății prin promovarea conservării biodiversității, a educației pentru natură, promovarea ecoturismului. Și în timp ce făceam aceste lucruri la propria organizație, am ajuns să lucrez și pentru organizații, să zic, medii către mari, organizație ultracunoscută de mediu în România, în care am dezvoltat, să zic, pasiunea mea pentru IT și am pus pe picioare, să zic eu, un sistem bine pus la punct la nivelul acelui an, acum 3-4 ani, după care m-am întors înapoi către Harta Verde și să reiau munca începută cu 13-14 ani înainte. Drept pentru care Asociația Harta Verde e la început, nu are angajați, are voluntari, suntem doar la nivel de două cifre de voluntari, dar la grup țintă am atins, să zic, trei cifre. Lucrăm cu grupe de copii din școli, din licee, încercând să-i educăm pentru natură, un proces relativ lung. Îți mulțumesc, Ciprian, abia aștept să ne împărtășești din experiența ta de lucru în sectorul neguvernamental. Gabriel, Galantom, OneKind. Da, cred că lumea ne știe mai degrabă de Galantom. Acesta este principalul proiect al asociației noastre, care se numește OneKind. Chiar de curând, să spunem așa, mă rog, relativ de curând, de un an și ceva, ne-am redefinit așa un pic ce înseamnă OneKind și ce vrem noi să facem. Și noi credem că generozitatea e în fiecare dintre noi și avem nevoie doar de așa un mic imbold și instrumentele potrivite pentru a ne exprima această generozitate. Și încercăm să susținem direcția asta prin Galantom, prin platforma pe care am construit-o, unde încercăm să dezvoltăm cât mai multe metode de fundraising online și digital. Și începând de anul trecut avem și chiar un instrument așa de donație, să spunem, de la om la om, fizic, folosind cardul bancar. Dar mai avem câteva idei, dar toate sunt în zona aceasta de instrumente, de fundraising digital, să spunem. Iar legat de noi, suntem o organizație mică, să spunem, suntem patru persoane. Ne bucurăm că suntem, după ce am fost mult timp, trei băieți, băieții de la Galantom. Acum avem și o fată pe Alexandra în echipă și ne bucurăm foarte mult că ne suportă. Îți mulțumesc, Gabriel. Deci, iată, avem o organizație mare spre foarte mare, o organizație, să spunem, medie pentru peisajul ONG-istic românesc și o organizație care, deși are activitate de multă vreme, se poate spune că e la început de drum, neavând angajați și funcționând pe bază de voluntariat. Acesta fiind spus, să vă propun să deschidem discuția noastră. Sesiunea aceasta va fi un pic atipică față de celelalte sesiuni ale activatorului, în sensul în care va fi o discuție deschisă între mine și cei trei invitați. Vom încerca să răspundem la întrebări pe care noi le-am considerat relevante pentru colegii noștri de sector care se află astăzi alături de noi în public. Și acestea fiind spuse, haideți să începem cu
discuția despre infrastructura IT, mixul de instrumente digitale care compun infrastructura IT a organizațiilor voastre. Și mă refer la acele instrumente pe care colegul ONG din orice organizație le folosește. Știu eu, sistemul de e-mail, sistemul de stocare și arhivare de documente sau poate instrumentele de comunicare internă, infrastructura de rețea și accesul la internet, toate aceste lucruri. Aș începe cu Costel și nu-ți face griji că dacă vreo unul dintre aceste elemente ne scapă, voi fi pe fază ca să dăm colegilor de sector exemple concrete de instrumente pe care voi la Concordia le folosiți. Și poate reușim pe lângă exemplu concret de instrument să includem și argumentul în favoarea, adică motivația voastră, motivația organizației tale când a ales acel instrument. Da, intrăm direct în discuție. Vorbim despre infrastructură, securitate în primul rând, subiectul Exact. Nostru fiind securitate, dar mă gândeam Exact. Chiar mai devreme, înainte de întâlnire, că nu se poate o securitate bună fără o infrastructură bună. Ele trebuie să fie conectate. Ok, pentru ONG-uri va fi un pic dificil la început să gândească atât de departe. Securitate, IT, digitalizare, sunt niște termeni care îi sperie pe mulți oameni, mai ales pe ONG-și, pentru că noi, prin profilul activității de ONG, suntem focusați, concentrați pe alte scopuri. Să sprijinim oamenii, asistență socială sau alte activități care nu le număr. Infrastructură. Începem cum ai spus tu, Gabriela, de la e-mail, de la storage, o stocare a fișierelor. Și atâtea alternative sunt pe piață încât nu știi ce să alegi. Ca simplu ONG mic, poate la început. Și eu pot să vin cu un model, un tipar de analiză a acestei nevoi, pentru că este o nevoie de organizație. Vin în sprijinul ONG-urilor mici și mijlocii cu experiența noastră. Fiindcă în urmă cu 3 ani de zile, mai mult sau mai puțin, 3 ani și, noi am trecut prin aceeași experiență. Am luat contact cu Concordia fix din nevoia lor de a își dezvolta securitatea și implicit infrastructura. Și atunci a venit propunerea fix de la Concordia, are sens sau nu să punem, să trecem la Microsoft 365. Pentru că Microsoft 365 este una dintre soluțiile de cloud, o sinteză de soluții. Nu putem vorbi doar despre e-mail sau despre stocare pe cloud. Microsoft 365 oferă mai mult decât atât. Și mulțumită TechSoup, pe care îi cunosc de 20 de ani, cred, se fac 20 de ani în curând, am reușit să accesăm un grant de la Microsoft de a implementa soluția Microsoft 365. Te rog să mă avertizezi, Gabriela, când vorbesc prea mult, fiindcă o să intru în povestea noastră acum. Trecerea la o soluție de cloud nu este simplă dacă nu ai lângă tine oamenii potriviți. Ca în orice proiect, e bine să ai un consultant, e bine să ai un om cu experiență, ca noi, de exemplu, că e Microsoft, că este Google, cum discutam în trecut cu Gabriel, e bine să mergi pe o cale bătătorită cu indicații de la cineva care a trecut deja prin lucrurile respective. Eu consider că această întâlnire este excelentă tocmai din perspectiva asta. TechSoup a venit să ne unească pe noi cei care avem oarecare experiență cu securitatea și infrastructura IT chiar pe plaiurile noastre aici și pe cei care au nevoie de informații și o direcție. Discutam Deci, mai... Da.
Voi folosi sistemul de cloud de la Microsoft atât pentru emailing, cât și pentru storage, probabil că și pentru comunicare cumva. Exact. Vreau să fac share de documente, vreau să lucrez colaborativ între angajații mei, între voluntari, între persoane din exterior organizației. Folosesc SharePoint de la Microsoft. Aici trebuie să fac o mică diferențiere între tipurile de organizații. Am o organizație mică, până în 10 oameni, atunci beneficiez de un anumit grant de la Microsoft, chiar foarte bun, Microsoft Business 365, până în 10 utilizatori. Apoi, dacă sunt organizații un pic mai mare, pot să trec la o altă soluție, tot gratuită, de la Microsoft, care îmi permite să am un număr nelimitat de utilizatori. Vă dați seama, noi avem peste 300. Da. Ce folosim de la Microsoft? Folosim. O să te opresc aici, că aș vrea, știu de la Ciprian că și Harta Verde folosește sistemul de cloud de la Microsoft și aș vrea, pentru că el e o organizație și e reprezentantul unei organizații mici, să ne spună poate de ce a ales el Microsoft 365 pentru organizația sa și apoi ne vom îndrepta către Gabriel, care știu sigur că la OneKind folosesc Google Workspace. Da. Mulțumesc! În timp ce prezenta Costel, m-a făcut și pe mine curios de când cunosc TechSoup, dovada sunt 16 ani, nu venea să cred, așa. Am pornit cu Microsoft Enterprise E1, neștiind cât ne vom dezvolta, nu știam dacă mă va împiedica plecând cu Microsoft Business, am zis direct E1. Nu cred că e o problemă dacă pornești direct cu E1. Folosim de acolo partea de mail, Microsoft Exchange, cu OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams, care s-a dezvoltat masiv după pandemie, în timpul și după. Trecând și pe la donațiile de la Microsoft Azure. Și am avut o tentativă acum câțiva ani să apelez și la platforma Google Workspace. Atunci când aveam tentativa, nu existau instrumentele de astăzi și datorită lui Costel din ultima săptămână am reluat procesul, drept pentru care de ieri s-a activat și subscripția la Google Workspace, permițându-ți să nu folosești serviciul de e-mail de la Gmail, e-mail-urile noastre fiind gestionate de către Microsoft Exchange, am dezactivat opțiunea de Gmail, dar îmi funcționează partea de OneDrive, Google Docs și multitudinea de alte servicii de la Google Workspace, ca de altfel și la Microsoft. Demonstrând astăzi, pe scurt, faptul că poți apela la serviciile celor două donații și celor două platforme, Microsoft și Google Workspace, decidând, evident, pe care servicii vei stoca partea de Gmail, care e una foarte importantă, stocarea fiind permisă pe ambele. Și mai nou am aflat că poți stoca aceleași informații pe ambele platforme, OneDrive și Google Drive. Sunt mai multe metode, da, cu beneficii și cu provocări, de a sincroniza între cele două platforme de stocare. Deci înțeleg că la Asociația Harta Verde România voi sunteți în punctul să aveți deja Microsoft 365 și implementați Google Workspace, dar nu toată suita, ci anumite elemente care vă sunt vouă de folos. Da, fac îți aici mulțumesc. Precizarea de ce, pentru că se întâmplă lucrând colaborativ și de aici, cred că este toată sesiunea noastră, exact. Evitând multă teorie din celelalte zile care le-am absorbit cu mare drag și multe lucruri nu le știam încă. E vorba de practică și practica e că dacă eu am ales să lucrez în, să știi, ecosistemul Microsoft, nu același lucru se întâmplă în exteriorul nostru și ne trezim de foarte multe ori cu documente, foldere împărtășite nouă în platforma Google și de multe ori trebuie să mi se dea acces pe o adresă de mail de Gmail și cumva te obligă să deschizi o adresă care poate nu vrei.
Ei, astăzi se poate să primesc acces către documente folosind adresa mea de e-mail de pe domeniul Harta Verde, ceea ce e grozav. Adică rămân cumva canalizat pe o adresă. Îți mulțumesc pentru această completare. O să avem puțin mai încolo o secțiune despre permisiunile și managementul accesului. Gabriel, ne poți spune și din experiența organizației tale, te rog, de ce ați ales Google Workspace sau ce folosiți din Google Workspace și cum vă ajută? Folosim mai toate lucrurile de acolo, de la e-mail, contacte, documente, toată suita aproape. Aș începe de la motivația, în primul rând, de ce cloud. Și aici aș menționa faptul că de multe ori, chiar și în companii, nu doar în zona de ONG, există o lipsă a unei memorii organizaționale, să spunem așa. Adică pleacă un om din companie și pleacă cu contactele, cu e-mail-urile, cu documentele pe care a lucrat și care erau pe device-ul lui. Și atunci un criteriu extrem de important era ca orice soluție am alege să fie o soluție care să ne permită să limităm lucrul ăsta cât mai mult. Adică orice se întâmplă, se întâmplă într-un loc centralizat încât să nu pierdem din informații. Și am ales Google pentru că, mă rog, toate lucrurile astea se integrau, dar mai ales și pentru că ne forța să lucrăm doar online. Asta înseamnă că în Google Workspace, de exemplu, spre deosebire de Microsoft, nu poți avea documente offline, ci doar online, lucru care uneori e frustrant, dar în practică de multe ori lucrul ăla e un lucru bun. Ca să dau câteva exemple simple legate de securitate, teoretic tu poți să descarci documentul de acolo și să-l trimiți Word sau PDF unui om, dar noi încercăm de fiecare dată să nu trimitem documentul atașat la e-mail-uri, ci mai degrabă să punem link-ul către documentul din Drive. În felul acesta, teoretic, nu ai riscul că e-mail-ul ăla pleacă undeva sau rămân documente salvate. Dacă cumva cineva nu mai are nevoie să aibă acces la un document, i-am scos userul de pe permisiunea respectivă și atunci nu mai are acces la document. Așa, dacă schimbăm documente cu atașamente, introducem în mai multe locuri în care avem baze de date și așa mai departe. Asta a fost principalul motiv pentru care nu am ales Workspace. Mulțumesc. Deci, principalul motiv, dacă am reținut eu bine, memoria, păstrarea memoriei organizaționale și nu în ultimul rând, controlul mai bun asupra accesului la memorie, până la urmă, la Da, documente, la da. arhive. Da, și scuze, și aș menționa că, na, știu că și Microsoft poate lucrul ăsta online, dar Microsoft poate și offline. Și cumva aici, din experiență, se întâmplă de multe ori că trebuie să lucrezi foarte mult cu oamenii, să le spui, ok, ai vrut să lucrezi offline, ține minte să-l pui și după înapoi în cloud. Și lucrul ăsta, na, noi am vrut să fie, nu ai opțiunea asta, doar online. Îți mulțumesc, Gabriel, și pentru că cumva ai introdus aspectul accesului la memoria organizațională. Aș dori să vorbim în continuare despre cum faceți voi în organizațiile voastre. Cum administrați accesul utilizatorilor? Știm că în ONG-uri oamenii vin, pleacă, avem voluntari. Cum organizați voi accesul? Care sunt layerele de acces? Știu că la Concordia Costel folosește acel Active Directory. Ai putea să ne spui ce este, cum te ajută și efectiv ce reguli îți permite să implementezi astfel încât să controleze accesul și să setezi nivelul de acces pe care colegii tăi îl au la arhivele organizației. Da, în funcție de tipul de organizație, în funcție de cât de mare este, se poate alege implementarea unui sistem precum Microsoft Active Directory. Nu trebuie să fie obligatoriu Microsoft, dar noi vorbim de Microsoft acum pentru că e cel mai bun sistem de directory, să zicem, de gestionare. Ce este acest Active Directory? Este un sistem, un sistem de management și administrare al utilizatorilor pe care îi ai în infrastructura locală. Identitate și autentificare. Acestea sunt cele două cuvinte. Este foarte vechi, este foarte bine construit și nouă ne permite să păstrăm un nivel de autentificare și de setare a permisiunilor granular în funcție de nevoile fiecărui departament.
în funcție de interacțiunile pe echipe pe care le avem, nouă ne permite inclusiv să sincronizăm utilizatorii noștri din infrastructura locală cu cei din Microsoft Cloud. Din acest motiv trecem la ceea ce se numește hybrid deployment pentru Microsoft 365. Scopul nostru fiind să oferim utilizatorului o experiență cât mai ușoară, avem un singur cont, o singură parolă pentru autentificarea în toate sistemele noastre. Nu este single sign-on, este ușurința prin care Microsoft Active Directory, sincronizat cu Microsoft 365, ne permite nouă să ne logăm pe calculator cu același cont, să accesăm soluțiile de la cloudul Microsoft cu același cont și în felul acesta putem să gestionăm și securitatea contului. Vorbeam de autentificare și mă întrebai de autentificare layere de securitate. În ultima vreme se tot vorbește de multi-factor authentication și în special two-factor authentication. Ele devin obligatorii în ultimele luni. Încă o dată. Da, ele vor deveni o necesitate. Ne obligă furnizorii de servicii să le folosim, dar este important să le utilizăm și noi la noi în infrastructură. Pentru securitate, evident. Comparativ cu, să zicem, 10 ani în urmă, din acest punct de vedere, tehnologiile IT au evoluat în bine. Sunt lucruri în plus, se implementează ușor, relativ ușor, dacă ai oamenii potriviți lângă tine, și îți dau un plus serios de securitate. Active Directory, dacă doriți să intrăm mai mult în detalii, sunt sigur că nu ne oprim până mâine, dar sunt de acord cu tine. Aș zice să predau ștafeta și către colegii noștri. M-aș îndrepta către Gabriel, mulțumesc Costel, pentru că știu că îmi vorbeai despre fix aceste leere de acces și îmi spuneai că Google îți permite și ai spus și tu mai devreme să revoci accesul sau să extinzi accesul colegilor tăi. Cât de ușor este pentru tine să faci asta în organizația ta? În organizația ta? Voi nu sunteți în situația Organizației Umanitare Concordia, voi vă administrați intern. Cât de ușor este pentru voi să faceți asta? În sistemele Google, iată. Aș zice că e foarte ușor, că noi suntem patru oameni, adică nu lucrăm cu foarte mulți oameni, dar aș menționa doar comparația mai degrabă între a folosi o soluție, indiferent Microsoft, Google, o soluție de genul ăsta, comparativ cu a ține, să zicem, e-mail-urile pe un, nu știu, hosting-ul pe care ții și site-ul, unde nivelul de securitate al e-mailului este foarte scăzut. Adică ai un singur layer și ai tot ce ai, te loghezi printr-un client webmail sau ceva de genul ăsta, spre deosebire de Google sau Microsoft, unde odată că ai diverse soluții de securitate mult mai avansate, dar îți permite și să controlezi chiar și pentru patru oameni cumva centralizat lucrurile. De exemplu, noi am activat ca toți cei patru, deși puteam să vorbim așa unul la birou despre asta, dar am activat astfel încât și dacă adăugăm pe viitor un user, nu se poate loga decât cu second factor. Adică e obligatoriu să seteze un al doilea layer de securitate, altfel nu poate accesa userului, nu poate accesa drive, nu poate accesa e-mail-ul și așa mai departe. Deci mai degrabă aș punta lucrul ăsta, că e important să se facă acest efort de a trece pe o soluție de genul acesta, de soluție dedicată pentru e-mail-ul cel puțin, pentru că îți permite să securizezi toate conturile acestea de e-mail cumva cu leere de securitate pentru toată lumea, mult mai avansat decât a avea un e-mail pe, nu știu, ce serviciu de hosting folosești. În regulă, îți mulțumesc. Acum mă îndresc spre Ciprian, pentru că știu din experiența, pentru că vorbim despre sistemele de cloud și despre adopția lor în organizațiile noastre și știu că Ciprian, de-a lungul carierei sale în sector, s-a confruntat și cu situații în care colegii sau poate chiar leadership-ul organizației erau reticenți la utilizarea sistemelor de cloud.
Ciprian, te-aș întreba cum ne convingem colegii, cum convingem conducerea organizației, care sunt argumentele pe care le aducem, desigur, din perspectiva securității, că vorbim despre securitate digitală. A fost un proces destul de controversat și relativ îndelungat, adică mă așteptam ca în 5 minute să răspunsul să-l primesc afirmativ, da, dă-i drumul, nu vă nicio problemă și așa mai departe. Nu a fost așa. Și completez din discuția anterioară, pe lângă permisiunile la nivel de utilizator pe care le are Active Directory, și Google Workspace are partea de gestionare a utilizatorilor, vine cu o completare foarte faină la nivel de permisiuni de resurse, posibilitatea de a grupa utilizatorii în grupuri, ceea ce aduce un avantaj enorm unei organizații, nu mici, mai ales la 3-4 utilizatori, cum suntem noi la Harta Verde sau la Gabi, la OneKind. E vorba de situația în care ai zeci sau sute de utilizatori care trebuie să aibă acces la resurse cu anumite permisiuni și așa mai departe. Poate fi Ambele util, de platforme pildă, ajută. organizațiilor mici care lucrează cu voluntari. Da, atunci ai nevoie, pentru că va trebui să faci un grup de voluntari, poate și aceia sunt împărțiți pe anumite tematici sau proiecte și decizi cum organizezi grupurile. Și aici este unul din argumentele care m-a ajutat să obțin acceptul de a cere o donație de la Microsoft pentru Microsoft 365 sau Office 365, cum era înainte de pandemie. Și foarte mult m-am luptat să arăt beneficiile, chiar dacă existau riscuri. Și hai să zicem că argumentul major care a fost pus în față de mine au fost resursele de care ai nevoie pentru a gestiona platforma on-premise, adică în curtea ta organizației, să ții infrastructură, hardware, server de mail, server de date generale, cameră tehnică, securitate video, securitate de siguranță la antispargere, furt și așa mai departe. Și pur și simplu a elimina toate aceste riscuri, stocându-ți e-mail-urile, datele într-un server în care fizic orice potențial spărgător sau doritor să-ți vadă ție datele, nu le mai putea atinge în mod fizic. Nu mai știa camera, clădirea, ușa, placătul, cheița și așa mai departe. Dacă la început a fost reticență, imediat după, în timp ce lucram la respectiva organizație, a venit pandemia, brusc s-au accelerat toate resursele Să zicem că a de fost un context dezvoltare. favorabil. Da. Situația a impus adopția și Major și trecerea la pentru cloud. Google, cred că și pentru Microsoft, și astăzi folosesc organizația la care am lucrat, folosesc soluțiile Microsoft și probabil că între timp și Google cu mult mai multă ușurință și i-a ajutat enorm, sunt convins. Mulțumesc. Deci am vorbit până acum de soluții de productivitate, de sistemul de e-mail, din punct de vedere al gestionării accesului și permisiunilor și am văzut cum vă ajută pe voi în organizațiile voastre cele două exemple de soluții, Microsoft și Google. Aș dori să trecem un pic către infrastructura de rețea și către accesul la internet. În cele două zile de activator, accesul la internet a fost denumit poarta digitală de intrare în organizație. Și am aflat ieri în timpul sesiunilor cum ne putem securiza routerul și accesul la internet. Cum faceți voi, de pildă, concret, cum faceți voi în organizațiile voastre? Și o să ne întoarcem la Costel. Mi-a plăcut cum ai punctat, concret.
Cum faceți voi concret în organizații? Da, Având este. în vedere că suntem echipe, iartă-mă că te întrerup, suntem echipe mixte, suntem unii la birou, unii în altă parte pe teren, unii acasă, cum facem? Infrastructura de rețea vine și conectează toată infrastructura mare a unui sistem IT. Și nu se poate securitate fără infrastructura de rețea. Router, firewall, gateway, sunt termeni care îi zăpăcesc pe oameni. Nu mai știe ce să cumpere. Stai puțin că vreau și să aibă și Wi-Fi, vreau să aibă și aia, vreau să aibă și cealaltă. Dar, în definitiv, care mă protejează pe mine și în ce fel mă protejează? Asta e întrebarea bună. Da. Avem în Concordia, de exemplu, o soluție bazată pe un furnizor cunoscut, FortiGate se numește. Este un router care îți oferă un nivel de securitate sporit. Am început cu o donație de la TechSoup în urmă cu 3 ani de zile, cu un Cisco ASA. Este un router de generație veche, dar ok pentru început. Ai zis bine, Gabriela, am oameni care lucrează de acasă, am oameni care lucrează din alte locații. De exemplu, în Concordia avem multe birouri, în Ploiești, Odobești, în București, și obligatoriu te gândești cum să-i aduci împreună, să-i conectezi. În situația în care ai un sistem de cloud, cum e Microsoft sau Google, ei pot avea acces, poți să le permiți accesul direct din rețeaua respectivă. Dar când ai resurse locale, cum avem noi, mai avem niște aplicații instalate, accesul la resursele locale se fac obligatoriu prin VPN. VPN gestionat de acest router, gateway de securitate, deci este una dintre funcțiile acestui echipament de intrare, poarta de intrare, este necesar să ai un VPN. Apoi, trebuie să-ți ofere o protecție la intruziuni, detecție și prevenție. Sunt niște termeni folosiți în terminologiile de firewall și gateway și capacitățile de filtrare. Acest gateway face următorul lucru. Preia toate informația care ți intră ție în rețea, în biroul respectiv și aceeași care pleacă de la tine, o filtrează și o scanează de probleme, de virus, malware și toată suita de pericole. În același timp te protejează de intruziuni din exterior. Sunt cunoscute, o să încep să dau niște detalii acum. Sunt cunoscute atacurile din zona de est a lumii, din China, din Rusia. Soluția pe care noi o utilizăm, FortiGate, ne permite să analizăm în timp real și ulterior, niște rapoarte foarte clare despre ce se întâmplă la noi în rețea, dacă avem pericole în interior sau din exterior sunt tentative. Tentative pentru că, în general, nu reușesc să treacă de un astfel de sistem de securitate. Bineînțeles, toate vin cu un cost. Un astfel de sistem de securitate necesită o configurare, un specialist ca să ți-l instaleze, să ți-l configureze, și apoi monitorizare. Există un cost anual cu licența pentru un astfel de echipament. Alternative, bineînțeles, există. Există de la Microtik soluții de rutere mai puțin performante, mai puține funcții oferite, dar în situația în care bugetul nu ne permite, este o soluție. Există de la Ubiquiti Unify, există de la Cisco, bineînțeles, dar Cisco este cam cel mai greu de configurat dintre toate. Ce am reținut eu, pe lângă exemplele, iartă-mă că te întrerup, pe lângă exemplele concrete de instrument, am reținut că nu e suficient să le implementez, trebuie monitorizate și că nu e suficient să implementeze aceste reguli de acces. Trebuie să monitorizez tot timpul să monitorizez tot timpul activitatea și de Periodic. conectare. Obligatoriu Ok. să existe o Ok. monitorizare. Nu Chic. zilnic, bineînțeles că nu o să facă nimeni zilnic, dar prin raportări, notificări, alerte automatizate, se poate face o urmărire și Și upgrade-uri. sigur că Orice sistem necesită upgrade. upgrade-uri
Periodic, pentru că iarăși ajungem în zona de securitate și e ultimul lucru pe care îl zic, că știu că vrei să mutăm în altă parte. În fiecare zi se descoperă noi vulnerabilități pe firmware-urile de la echipamentele noastre și pe software-urile, versiunile de software pe care le utilizăm. În fiecare zi se descoperă, dar noi nu le aplicăm. Poate ar fi bine să le aplicăm măcar la 3 luni de zile, aceste update-uri, ca să nu zic când apar. Da? Plictisitoarele update-uri care ne încurcă în timpul activității, știm, și care sunt extrem, Obligatorii. extrem de necesare. Da. Îți mulțumesc. Vreau să. Nu-mi vine să cred cum a zburat timpul. Aș vrea, înainte de a trece către. Să vorbim un pic despre oamenii din organizațiile noastre, căci tehnologia, dacă nu e însuflețită și nu e folosită, e degeaba, cel puțin pentru noi. Aș vrea să vorbim despre și mă îndrept către Gabriel, pentru că experiența Galantom de 10 ani l-a ajutat pe Gabriel să strângă exemple valoroase și bune practici. Cu privire la, sigur, ne îndreptăm spre o altă zonă a discuției, la securitatea tranzacțiilor online sau a donațiilor cu cardul, care se leagă de ce o să discutăm după aceea cu toții, și anume dacă v-ați confruntat cu incidente de securitate în organizațiile voastre și cum le-ați depășit. Dar întâi de toate, Gabriel, mulțumesc! Da. Și zona asta de procesare de plăți e tot o zonă în care, de fapt, discutăm de a folosi un serviciu specializat, tocmai pentru a nu ne apuca noi să facem acum o infrastructură de plăți. Dar aici aș menționa un pic cam care sunt riscurile sau de care organizațiile trebuie să știe în momentul în care discutăm de plăți online, pentru că sper eu că toți cei care ne sunt alături au pe site-ul lor orice soluție de plată online, de donații online pentru cauza lor. Dacă ați făcut lucrurile, dacă v-ați făcut contul recent, recent însemnând după pandemie, e posibil să fi avut mici provocări în deschiderea contului la procesatorul de plăți. Asta pentru că, chiar dacă sună foarte, nu știu, cinic, donațiile sunt un domeniu considerat cu risc mai mare. Din partea procesatorului, risc mai mare de fraudă decât o tranzacție e-commerce, decât cineva care cumpără de pe Amazon o pereche de încălțări. Și motivul este unul relativ simplu, și anume că formularele de donații de pe site-urile organizațiilor, în special aici la organizațiile mai mari, mai cunoscute, sunt de multe ori folosite pentru a testa baze de date de carduri furate. Din fericire, la Galantom nu ne-am confruntat în toți cei 10 ani până acum cu astfel de situații, dar știm cel puțin două exemple de organizații din România care au avut problema asta pe site-ul propriu. Concret, ce s-a întâmplat a fost că cineva a descoperit site-ul respectiv, a vrut să testeze o bază de date de 10-15 minute, s-au făcut 3.000 de tranzacții sau undeva pe acolo, pentru a testa diverse carduri. În momentul în care procesatorul imediat s-a activat, li s-a închis contul și cumva lucrurile s-au terminat acolo, adică nu li s-a spus foarte clar că au intrat într-o zonă de risc, li s-a închis contul și s-a închis pe viață, ca să zic așa, li s-a recomandat să caute un alt furnizor. Ce ar trebui să știe organizațiile sau ce pot face organizațiile este la fel de a încerca să găsească o soluție de securitate în fața site-ului. Sunt diverse, nu știu, o variantă gratuită este să, de exemplu, să-ți facă un cont la Cloudflare, care este un serviciu care se pune, să spunem așa, în fața site-ului și care are diverse funcționalități de a depista un astfel de trafic care este total nenatural, să spunem așa. Adică, cumva, și-ar da seama că, ok, cineva care de pe același IP face 3.000 de tranzacții în 15 minute nu este un comportament uzual și ar bloca IP-ul, adică ar face niște măsuri automate pe care tu, ca organizație, nu ai cum să le faci. Trebuie să ai un instrument de securitate automat care să detecteze pattern-uri de trafic neobișnuit și să acționeze imediat. Asta pe zona de procesare de plăți, ce De aș mai. curiozitate, scuză-mă că te întreb, ați implementat Cloudflare? Da. Noi la Galantom avem Cloudflare. Super. La Galantom, motivul pentru care noi cumva ne-am
cum se cheamă, am fost feriți poate un pic de zona asta, este unul foarte simplu, și anume că pașii de la noi nu sunt atât de tipici ca la un formular simplu de donație. Adică trebuie să intri pe o pagină de fundraising, trebuie să dai donate. E un pic mai atipic și atunci, dacă hackerii sunt oameni foarte pragmatici și leneși, dacă vrei, au găsit un formular la care e întrebat suma și eventual o adresă de e-mail, e mai simplu să fac un script acolo decât să codez o chestie mai avansată. De asta se și folosesc formularele de donații online și nu se folosesc zona de e-commerce. Pentru că ca să testez niște carduri, merge mai repede pe un formular în care eventual nici adresa de e-mail nu mă întreabă, doar suma. Ce aș mai menționa, doar așa ca o idee generală legată de toată zona asta de securitate, mie îmi place mereu să fac paralela asta între furtul de biciclete și zona de securitate online. La furtul de biciclete, lacătele care securizează o bicicletă, nimeni nu spune că ia cumpără lacătul ăsta că nu-ți fură nimeni bicicleta niciodată, ci lacătele au un grad de securitate în număr de minute și complexitatea uneltelor de care e necesară spargerea lacătului respectiv. Adică ai un lacăt foarte ieftin, are un grad de securitate de 10 secunde, se poate tăia cu un patent obișnuit din bricostor. Un lacăt mai bun are grad de securitate de 1 minut și necesită niște, ok, tot un patent, dar un patent mai scump, care nu-l găsești în orice magazin de unelte. Cele mai avansate ajung pe la 5-10 minute și necesită, nu știu, un flex cu o anumită putere și așa mai departe. Cumva și la zona de securitate, cred că trebuie să ne concentrăm, ok, până la chestii super avansate, când ajungem la infrastructură foarte dezvoltată, de multe ori ratăm oportunitățile astea simple care ne protejează pentru, nu știu, 80-90% din situații. De exemplu, în loc să avem e-mail-ul la contul de hosting, hai să folosim un e-mailing de la un serviciu dedicat care vine automat și cu un control de virus pe, dacă trimitem prin infrastructura lor, nici ei nu vor să treacă atașamente care au probleme acolo. Dacă avem un site, hai să punem și o soluție din asta, gen Cloudflare, în față, care e gratuită și ne protejează pentru la fel 80% din problemele care pot apărea. Îți mulțumesc. Am reținut sau am înțeles eu bine că dacă avem un formular de donație care necesită, să spunem, intervenție umană, adică persoana, donatorul, potențialul donator sau donatorul, trebuie să completeze acolo mai multe lucruri, să bifeze, cum spunem noi, este mai safe decât dacă am folosit metode, să spunem, mai automatizate? Aici, mă rog, aici nu trebuie să trecem nici în exemplu. Până la urmă, noi ne dorim ca oamenii respectivi să facă donații și Sigur. atunci vrem ca procesul să fie cât mai ușor. Nu ne apucăm acum să punem câmpuri suplimentare pentru a îngreuna munca celor care vor să facă altceva cu formularul nostru de donații. A zice mai degrabă că soluția este asta, în care să instalăm o soluție de securitate automată care să detecteze atacuri de genul acesta, fie de fraudă, de a încerca să folosească formularul să testeze carduri furate, dar și de, nu știu, un atac de genul, nu știu, să simplu de DDoS să încerce să dea site-ul jos, deși na, nu o să fie, da, la organizații decât la cele foarte mari. Îți mulțumim, Gabriel. Haideți să ne concentrăm acum pe incidente de securitate ca instrumente de învățare, dacă vreți. V-ați confruntat în organizațiile voastre sau cunoașteți colegi care s-au confruntat și cred că pe toți ne interesează mai degrabă cum au depășit aceste situații. Oricare dintre voi, Ciprian. Oricare, da? Te rog, Gabriel. Da, desigur. A fost cazul meu și cred eu că am fost unul din persoanele norocoase care a rezolvat problema în termen de câteva săptămâni. A pornit de la criptarea tuturor datelor importante ale organizației de pe un server. S-a criptat tot ce era pe serverul respectiv, serverul fiind propriu, nu un cloud din asta așa Fizic. organizațional. Cred că e cazul mai multor organizații de la noi. Problema era că serverul, erau mai multe probleme. Serverul era vechi, sistemul de operare era vechi, monitorizare pe server și firewall și așa mai departe aproape că nu exista. Accesul pe server nu era securizat.
Probabil că nu era prin SFTP, era prin altceva. Ideea este că rezultatul a fost inaccesibilitatea datelor, serverul a fost extras din data center, am constatat ransomware și următoarele săptămâni, de fapt, au presupus găsirea instrumentului de decriptare, în niciun caz plata vreunei cerințelor date de către autoritate. Așa. Atacul cel mai probabil nu a fost direcționat, ci pur și simplu întâmplător, din punctul meu de vedere. Am găsit instrumentul de decriptare, am decriptat o parte din date ca test, am văzut că funcționează, am decriptat restul datelor. Așa cum zicea Alex în celelalte sesiuni, Alex Ștefănescu, în niciun caz nu am formatat hard disk-ul în disperarea de a scăpa, poate, oricum ar fi fost prea târziu. Am recuperat datele importante care nu mai erau niciun backup și așa ne legăm foarte rapid de partea de backup. Nu exista nici măcar o copie intermediară, ceva foarte vechi sau inexistent. Ce vreau să zic în concluzie e că e foarte important să acoperi cât mai multe portițe posibil de acces ale oamenilor din exterior, dar și a oamenilor din interiorul organizației. Și dacă nu poți preîntâmpina, să zic, furtul, spargerea sau, mă rog, pierderea datelor, măcar poți apela la recuperarea lor, la identificarea făptașului și recuperarea lor, pentru că altfel, rezultatele pot fi dezastruoase. Poate fi o muncă titanică să le recupere sau chiar imposibilitatea de a recupera. Incidente sunt, dar pleacă de la faptul că, și asta e foarte important de spus, poate înainte de a termina, organizație, în momentul în care organizația depășește numărul membrilor fondatori, care să zicem că pleacă cu un nivel de încredere relativ mare, în momentul în care lucrurile se complică cu voluntari și membrii noi, asociații și așa mai departe, parteneri care intervin în asociație, lucrurile pot degenera rapid și atunci e bine să ai un sistem de control cât de cât, iar dacă nu ai un pasionat de IT sau o persoană IT în organizație, neapărat colaborezi cu una din exteriorul ei. Ideal ar fi o persoană de încredere. Dacă nu e o persoană și ai o organizație mai mare, ideal ar fi să apelezi la o firmă de IT, care în baza unui contract poate că nu împiedică tot ce e rău, dar își asumă anumite riscuri și mai și rulează oamenii între ei. Adică dacă nu ai acces la un om, ai acces la mai mulți oameni din organizație, iarăși foarte important. Și persoanele acelea dedicate se asigură că au soluții în caz de worst case scenario. Adică ce fac dacă? Să nu te întreb când se întâmplă, ci să te întrebi înainte dacă se întâmplă ce fac și atunci pierzi stresul, cearta, dat în judecată și așa mai departe. Și să revii unde ai fost la o anumită dată. Mulțumesc, Ciprian. Dacă Costel, Gabriel, suntem într-o ușoară întârziere, s-ar putea să depășim cu câteva minute timpul alocat sesiunii. Eu am doar o situație simplă, recentă și cu un sfat, să spunem așa. Am avut chiar acum vreo 3 săptămâni un coleg de-al nostru care și-a pierdut contul de Facebook. Motivul simplu este că, deși avea Second Factor era pe SMS, a fost o breșă destul de mare de securitate prin care unii au reușit să citească SMS-urile pe care le trimit mari operatori, Facebook, Google și așa mai departe, de coduri de Second Factor trimite pe SMS. Deci dacă aveți Second Factor, nu SMS, ci o aplicație dedicată de Authenticator, Microsoft Authenticator, Google, orice vreți, dar nu SMS. Mulțumesc. Da, eu susțin ceea ce a spus Gabriel, fiindcă coincidența face ca de câteva luni
Microsoft să susțină același tipar, aceeași direcție. Descurajează folosirea SMS-ului pe Two-Factor Authentication și încurajează folosirea aplicației Microsoft Authenticator. Pe lângă asta aș mai adăuga ce zicea Ciprian, backup. Niciodată nu e puțin să faci cât mai mult și cât mai variat. Folosește cât mai multe instrumente. Acum fac o conexiune. Am testat inclusiv soluția de la TechSoup pe care o avem noi pe website. O aveți voi pe website de backup. Dar există o mulțime de alte soluții. Backup, backup, backup. Ne protejează și de pericolul de infectare și de criptare. În funcție de tipul de backup pe care îl ai, restore-ul se face foarte repede sau mai greu. Cloudflare, cum zicea Gabriel, pentru soluții de DNS, protecție pentru website-uri, și mă întorc către partea de rutare și zic, da, DNS, protecție pe DNS se folosește activ în partea de securitate pe gateway-uri. Este varianta mai ieftină, mai simplă, se folosesc niște liste de DNS și ești protejat într-o oarecare măsură de anumite website-uri pe care vreun utilizator din rețeaua ta locală ar putea să le acceseze dorit sau nedorit. Poți să faci filtre de protecție, ceva ce aș fi vrut să menționez mai devreme. În organizații ONG ne vom întâlni cu situații în care avem copii care accesează calculatoarele noastre. Suntem cumva responsabili de securitatea conținutului pe care ei îl accesează și n-am dori ca ei să ajungă pe diverse site-uri nedorite. Știți la ce mă refer? Și este obligatoriu să avem soluții de URL filtering, să le zicem, de filtrare a website-urilor. Permitem doar ce e sigur pentru copii. Cum facem și pentru copiii noștri acasă? Vă mulțumesc tuturor. Înainte de a lua doar câteva întrebări, pentru că, așa cum vă spuneam, suntem într-o ușoară întârziere, aș dori să mai smulg de la voi câteva recomandări, două, trei recomandări pentru colegii care au mai puțină expertiză, care poate nici nu au un buget pentru a contracta un serviciu specializat. O să încep cu Gabriel, apoi Ciprian și apoi la Costel o să-l rog să... La Costel am o întrebare specială, în sensul în care știu că voi la Concordia aveți o politică de securitate sau urmează să implementați. Din politica voastră de securitate, trei lucruri pe care o organizație mică, cu doar câțiva oameni și fără experiență IT, trebuie să le aibă în politica ei de securitate. Și mă întorc la Gabriel, mă scuzați, am luat-o așa... Eu aș zice că nu neapărat în politica de IT, dar la ce ar trebui să gândească. Adică sfaturile mele ar fi, unu, să încerce să folosească un serviciu de emailing mai dedicat, să spun, adică Google, Microsoft sau orice soluție în direcția asta, nu hosting-ul. Doi, second factor, oriunde se poate, toată lumea din organizație și nu pe SMS. Și trei, o chestie de care ne lovim inclusiv noi la Galantom cu organizațiile care încearcă să intre pe contul lor de pe Galantom, neapărat folosirea unei soluții de management al parolei pentru organizație. Adică de foarte multe ori organizațiile preferă să pună o parolă simplă pe care și-o șeruiesc între membrii organizației în loc să aibă user dedicat sau să fie salvate parolele astea de organizație într-o soluție dedicată și nu într-un Excel sau nu știu ce pe Drive. Deci serviciu de e-mail specializat și management de parole. Astea sunt recomandările tale pentru o organizație mică. Ciprian. Mulțumesc, Gabriel. Completez pe Gabi cu în cazul organizațiilor care au personal, care au o persoană cu specializare pe IT, să folosească la maxim colaborarea cu el. Dacă nu, să caute în exterior, poate chiar din sectorul ONG. Eu mă ofer să ajut pe oricine doritor să pornească, să folosească o soluție cloud, să aleagă
Microsoft sau Google, oricare, e practic gratis. Da? E relativ intuitiv, tutoriale sunt o mulțime, deci aproape că nu ai cum să greșești. Obligatoriu folosiți soluții de securitate cibernetică, între ghilimele antivirus, cum prescurtăm de multe ori. Recomand Bitdefender, în primul rând că este, să zic, românesc sau destul de mult românesc. Și e gratis pentru ONG-uri prin TechSoup. Multe sunt gratis, chiar apelați la toate. Infrastructură IT pentru orice ONG. Dacă nu aveți acces la infrastructura proprie, știu, din partea de enterprise, afacerei proprii sau personală, folosiți una gen Unify. Eu personal o folosesc, este intuitivă, ușor pentru o persoană non-IT să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Dacă îți trebuie mai mult, există tutoriale, o grămadă, să puteți rezolva problemele. Backup-ul, cât se poate de mult, și cred că sunt suficiente în faza aceasta. Mulțumesc. Costel, trei lucruri esențiale pentru politica de securitate a oricărei organizații? N-aș lua din politică, aș lua din strategie, pentru că politica noastră, revin cu numărul de pagini, v-am zis ultima dată care e un număr de pagini, am redus-o la 300, așa că aș merge pe altceva, strategie, strategie. Fiecare ONG, ca orice organizație, dar mai ales ONG-ul, ar trebui să fim conștienți de riscuri și să ne alocăm timp, resurse, să facem un mediu mai sigur. O infrastructură IT înseamnă mai sigur. De în acest motiv, strategia mea este următoarea. Managementul trebuie să aibă dorință, voință să facă lucrul ăsta, să fie conștientă. Apelăm la specialiști, TechSoup, consultanți. Ciprian ne-a zis că este disponibil, eu la fel, pentru sprijinul colegilor noștri din ONG-uri. Aveți nevoie de produse, software, hardware. TechSoup ne pune la dispoziție Microsoft, Google, Bitdefender, iarăși, sunt aproape gratuite. Consultanții și TechSoup ne vor spune ce avem nevoie și păstrați-vă entuziasmul și consecvența. Pentru că dacă avem asta, sigur le ducem până la cap. Am reținut strategie și informare. Obligatoriu. Vă mulțumesc tare mult. Aș vrea doar să iau câteva întrebări. Și o să vă rog să mă iertați dacă o să vi se pară dummy. De pildă, ce facem cu colegii noi? Vin colegi noi în organizația noastră. Știu că e un subiect amplu de discuție, dar poate în câteva cuvinte putem să dăm, nu știu, câteva hinturi, câteva bune practici pentru colegii noștri. Vine cineva, se alătură cineva nou în echipa noastră, poate nu avem posibilitatea să-i luăm un laptop de la organizație. Folosește laptopul personal. Ce facem ca să securizăm și accesul și datele organizației și să avem și memorie organizațională după ce va părăsi organizația? Știi că vorbeam despre bring your own device. Da, avem o politică noastră așa ceva. Se practică în multe organizații, în general mai mari. Antivirus, cum au spus colegii. Ai datele în cloud, ești protejat într-o anumită măsură. Astfel că device-ul de pe care se accesează informațiile poate să fie divers. O să vă dau un exemplu. Eu de pe telefon pot să accesez datele din OneDrive, îmi accesez datele de pe desktop-ul meu de lucru, oricând. Suntem într-un pas tehnologic foarte bun, aș spune. Ne este permis accesul la date sigur, într-un mod sigur, de pe aproape orice dispozitiv. Riscurile s-au redus. Aș spune că există chiar niște soluții foarte ridicate de securitate pe Google, știu sigur pe Workspace și pe Microsoft, prin Defender și prin Intune, sunt niște tool-uri care ne permit să gestionăm echipamentele care ne accesează conturile noastre de cloud. Adică nivelul de securitate poate fi foarte ridicat. Esențial este ca acești noi colegi să aibă adrese de e-mail cu domeniul organizației, da, prin care au acces la sistemele exact. Da. Și de cloud respectivele, ale...
respectivele device-uri să fie înregistrate în platformele cloud. Enrollment se face pe Google Workspace. Nu știu dacă varianta pe care o folosim noi pentru ONG-uri este, deține această opțiune. La Microsoft, din păcate, este o opțiune suplimentară. Nu avem în pachetul de bază. Ok. Dar pentru Deci securitate știm că se poate. Adresa de e-mail cu domeniul organizației, protecția device-ului respectiv și monitorizarea lui. Ca și când ar fi Și ca și când ar VPN. aparține Dacă organizației. accesăm și resurse locale, un VPN suplimentar de conectare. Dacă accesăm doar datele din cloud, nu e nevoie. Mulțumesc. O ultimă întrebare, căci abuzăm de timpul vostru. Salvăm parolele în browser sau nu? Obligatoriu nu. Există extensii instalate prin alte aplicații de gestionat parole, fie că este Bitdefender Password Manager, care și-a mutat din Vault-ul personal dinainte, acum este într-o soluție cloud criptată, fie că sunt alte aplicații de gestionat parole. Nu, și din păcate majoritatea browserilor, cel puțin știu că veneau, nu știu mai nou, pentru că am folosesc un singur browser astăzi, nu mai multe, veneau by default activată salvarea parolelor, ceea ce era un pic deranjant, pentru că de multe ori dăm click-uri, știu, cred că 99% din persoane dau click-uri înainte să citească. Pur și simplu dau ca să scape de fereastră și nimeresc OK-ul de cele mai multe ori. Deci răspunsul scurt, sec, nu. Nu salvați. Și suplimentar, nu puneți aceeași parolă. Aplicațiile de gestionat parole au de obicei o cheie master de intrat în seiful cu parole. Nu folosiți cheia principală a seifului cu alte parole folosite și mai ales nu o parolă simplă. Deci o cheie cât mai sofisticată. Și nu puneți aceeași parolă la mai mult de un site. Nu. Și cel mai important lucru pe care l-am reținut eu din ce spuneai tu este că parola managerului de parole trebuie să fie unică, adică măcar aia, dacă nu toate, cum bine zici, trebuie să fie unică. Vă mulțumesc! Sper că a fost util pentru colegii noștri din public. Costel, Gabriel și Ciprian, vă mulțumesc încă o dată și mă bucur că ați fost alături de noi și ați contribuit la această ediție a Activatorului de Securitate Digitală. Vă urez spor în activitate și fără incidente cibernetice și sper să ne revedem curând.